Salutare, prieteni! Haideți că dacă ați urmărit până acum tutorialele mele, nu prea multe până acum, dar suficient ca să vă faceți o idee despre cum utilizăm calculatorul. Ei bine, astăzi o să fie mai distractiv un pic și anume ne vom ocupa de muzică. Ocupa de muzică. Haideți să ne ocupăm de muzică. Toți avem melodiile preferate, avem muzică pe telefon, pe calculator, la radio. Haideți să o organizăm și pe calculator frumos, în așa fel încât să ascultăm ce vrem, când vrem. Deci, butonul Start, programul care se ocupă de muzică în mod implicit, este Groove Music. Nume cam ciudat, dar clic pe el. Bun, eu am aici o grămadă de melodii. De unde își ia el melodiile? Clic pe File Explorer, în Music, aici sunt melodiile care se găsesc și aici, în My Music. Songs sunt toate melodiile care le găsim noi pe aici. Haideți să vedem. Găsim un alunelul? Ia să vedem. Alunelul, am zis. Hai să vedem. Unde este? Hai să sortăm după nume. Sort by data adăugării, după nume, după artist sau după numele albumului. Noi căutăm după nume și nu găsim alunelul. De ce? De ce? De ce? Hai să vedem cum le-au împărțit. Alunelul. Ia uite-l. Alunelu, alunelu. Când îi dau play de aici, o să mai apară jos aici, da? Și ne jucăm cu el. Derulăm la următoarea. Am o căsuță tipică. Trecem prin ele. Vedeți? Unde are semnul de egalizare? Așa. Înseamnă că palal cântă, da? Acum o cântă pe asta. Am ajuns la moșene. Hai, dăm o pauză. Am rezolvat-o cu melodiile. Știm unde le găsim. Da. My Music. Aici avem ce am ascultat, iar aici avem muzica noastră adunată pe care putem să o ascultăm, reascultăm. O să spuneți, băi, dar e multă, s-a mețite, s-a adunate, sunt unde, cum? Ei bine, muzica care ne place, sau poate o sortăm după genuri, muzică pentru copii, muzică disco, muzică rock. Avem așa numitele playlist-uri. Playlist-ul este, cum să zic eu, ca o compilație, da? Îmi fac un director, cum ar veni, cu muzica care îmi place mie. Clic. Ia să vedem. Muzica pentru copii. Create playlist. A apărut aici. Este goală acum. Dar mergem la My Music. Mai tragem de fereastra asta. Hai să vedem. Tragem așa. Și ne uităm. Începem să căutăm. Cleopatra Statan. Ascultăm. Clic și tragem. Derulează. De caut nu mai e. Pun pauză. Asta îmi place. Dacă îmi place, avem un plus aici. Clic și ne-o ducem. Muzică pentru copii este playlist-ul pe care tocmai ni l-am creat. Da? Aici, acesta. Da? Clic și acum când mă duc aici, la playlist-ul meu, o să găsesc această melodie. Mai căutăm. Hai să vedem. Ce mai găsim?
Cântec de primăvară, ia să vedem. Văd iar fiind sorit. Da, foarte frumos. Haide să-l adăugăm și pe asta, muzică pentru copii. Acum o să am două cânteci. Căutăm. Ce mai găsim? În ordine alfabetic. Ia să punem și muzică reghe. Asta este pe la Bob Marley, cred. Căutăm. B. Vezi? Clic pe literă și mă duc la ce literă vreau eu. Dar nu găsim Bob Marley pe undeva pe aici. Ia să vedem. Mi-aduc eu aminte că erau mai vechi astea cu Bob Marley și atunci le sortăm după data la care le-am adăugat. Și asta era la sfârșit. Da? Deci mă duc cu mouse-ul în lateral, se îngroașă și trag sau învârt rotița, da? De la mouse. Ia, asta cred că e. Ia să vedem. Trebuie să bag și muzica asta neapărat, cântecul ăsta trebuie să-l pun la muzică pentru copii, dar nu prea se încadrează. Haideți să facem alt playlist, clic, și punem muzică bună. Haideți să punem la mare, create playlist, super, muzică bună și mă duc să-mi iau, îl scot de aici, da? cu minus le scot din playlist. Mă duc la playlistul meu de la muzică și Bob Marley era pe la sfârșit. Uite-l aici. Și îl adaug în muzică bună. Cu. Acea. Ia să vedem asta. Disco. O adăugăm la muzică bună. Ei bine, la muzică bună o să am cele două cântece. I've been watching you. La, 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 la. Și asta. Iar la muzică pentru copii le am pe astea. Când vreau să le ascult, o să dau play all. Play all, o să-mi cânte tot ce am aici, în director. Da? O să înceapă Cleopatra Stratan și o să se ducă la cântec de primăvară. Nu fac așa. O vino mai. Sau, dacă nu vreau să le iau în ordinea pe care o știu eu, să nu mă plictisesc de ele, avem aici un buton cu săgeți încrucișate și dăm shuffle. Shuffle on. Ei bine, când le cânta, o să le cânte amestecate, da? Să nu învățați ordinea, că devine plictisitor. Știți că întâi e Cleopatra Satana, după aia vine cântec de primăvară și o să vă plictisiți de ordinea asta. Deci îi dăm șafă, on, ei, stai, du-te aici la muzică bună. Shuffle este on și play all. Butonul de aici repetă o melodie. Dacă vreți să o ascultați de 5-6 ori, clic pe asta și va repeta melodia respectivă. Clic încă o dată și repetă una singură sau nu mai repetă nimic. E off. Clic o dată, s-a făcut mai închis la culoare. Repetă tot albumul. Repetă o singură melodie, nu mai repetă nimic. Aici e volumul, da? Dau mai tare, mai încet. Haideți să vedem ce asta. Ca să nu vă ocupe tot ecranul, play in mini window.
ca să pot să lucrez pe ecran liniștit și să am și controlul la muzică. Derulez. Când mă satur de mini fereastră, clic iar și mă întorc de unde am plecat. Fiți curioși, uitați-vă ce fac fiecare. Ia să vedem. Ce face asta? Ia să vedem. Mi-a șters melodia care o cântam ca să pot să am alte melodie, da? Vedeți? Am dat click pe ea. Ce pot să fac? Să cânt. Să o șterg din playlist. Sau dacă mă duc la căsuța asta de aici, bifez. O selectez. Dacă o selectez, îmi apare aici o mulțime de butoane noi. Pot să selectez așa mai mult. Hai să vedem dacă punem una. Add to mă lasă să o pun și în altă listă cu muzică. Da? Dacă suntem mai mulți care folosim calculatorul și vă place o anumită melodie, se pot crea mai multe playlisturi. De exemplu, muzica bună, o să-l, hai să vedem, redenumim, rename, în muzica Andrei. E muzica care ascultă Andrei. Muzica pentru copii, o să o denumim muzica Ana. Ana-i îi place muzica care și-a pus-o aici, iar Andrei caută muzica pusă de el aici. Dacă și Anei și lui Andrei îi place Bob Marley, click, add to. Unde suntem aici? Suntem în muzica Andrei, da? Vedeți aici că e playlistul lui Andrei. Îi punem și Anei această muzică. Acum și Ana o să aibă Bob Marley cu ala la 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 long. Și Ana o ascultă și Andrei o ascultă. Vedeți? Fără să fie nevoie să o ștergeți, să o căutați în toată lista asta lungă ca să o băgați în altă, în alt playlist, da? V-ați lămuri cât de cât cum e cu playlisturile astea? Sunt foarte bune pentru cum să zic, când aveți foarte multe melodii și vreți să le organizați un pic. Desigur, puteți să le organizați în directoare. Să creați, mai știți cum, click, new folder. Click însemnând click dreapta, da? Și scrie muzică Ana și selectez cu butonul din stânga apăsat, copii, și aici am muzica Anei. Dar asta e obositor, că trebuie să o selectez, trebuie să o trimit, unde o trimit, să o cânte cu ceva. Pot, de exemplu, să o trag aici, nu vrea? Nu vrea. E slăbus programul ăsta din Windows, dar până vom învăța alte moduri de organizare a muzicii, credeți-mă că e foarte bun. Super! Avem playlisturile. Ce-s playlisturile? Locul în care îmi organizez muzica care îmi place mie. Dacă vreau să o ascult la grămadă, mă duc în directorul de muzică. Țineți minte, el știe ce melodie am în Music, în directorul Music. De unde știu? De la Settings. Settings. Și mă întreabă. Unde găsesc eu muzica? Da? Alege unde să mă uit după muzică. Clic pe ea și vedeți, e Music. Music și muzică. Am amândouă astea.
Care de fapt înseamnă tot asta. Da? Vreau alt director, de exemplu, eu vreau pe harddiscul meu, pe C, să pun aici un director, ia să vedem, sau pe D, am, sau n-am? N-am. Mă duc aici și fac un director new, Mișu. În Mișu voi lua asta. Clic stânga, da? Clic dreapta, pardon. Copy. Mă duc în ce? În Mișu. Mișule, unde ești, tată? Mișule, aici ești. Clic iar dreapta. Paste. Și l-am pe Mișu. Ei bine, hai să schimbăm numele puțin, ca să-l găsim repede. Deci, cum am zis, ori clic dreapta și rename și scriu aici Mișu și pun 1, 2, 3 de... Facem James Bond 007, Mișu. Enter. Ori dau un clic, îl selectez și mai dau un clic. Nu dublu clic, da? Și pot să modific, da? Când am terminat, clic într-un spațiu alb. Hai să căutăm directorul C, Mișu. Dau plus. Mă duc C. Mișule, iar te-am pierdut, Mișule. A, uite-o. Dublu clic. Add this folder to music. Iotel. Mișu. Și îmi și zice, am adăugat o melodie. A găsit o melodie. Și mi-a adăugat. Hai să vedem. Unde-i Mișu? Ia uite. Aici e 007-le meu. De ce? Am găsit-o repede că sortez după data la care am adăugat. Ziceam că pot sortez după nume, dacă știu cum se cheamă. După data, dacă îmi caut ultimele melodii. După numele artistului, dacă caut pe cineva anume. Sau după numele unui album. Data adăugată, Mișu. Ia să vedem. Asta e tot. Mișu nostru. Unde îl bag? Îl vrea Ana sau îl vrea Andrei? Unde să-l pun? Hai la Andrei. Odată. Și la Ana odată. Mișu e și aici. Mișu e și aici. Cam asta este cu muzica. Ce ne facem când ne săturăm de un playlist și nu mai vrem? Clic dreapta, da? Clic dreapta, recapitulăm, aceasta e clic dreapta, da? Bun. Unde ești, Ana? Ana nu mai vrea să asculte muzica. Asta. Poate vrea să-i odea, nu știu, Marii, prietenii ei. Și atunci scrie Maria. Clic pe rename. Și acum, haide mai că te-am făcut Maria. Unde ești? Ana. Rename. Te-am făcut Maria. Păi și te-am făcut ce am făcut, Bobiță. Hai să-l coborăm. Să-l ridicăm. Hai să-l închidem. Și-l deschidem iar. Groove am zis, nu? La G. Groove Music. Țineți minte, nu? Clic pe o literă. Pe o literă, da? Și mă duc. Să nu stau să caut prin tot șirul ăsta de melodii. Iote-o. S-a actualizat acum. Câteodată e nevoie de repornirea programului. Mai are playlist-ul ăsta acum. Nici Maria nu mai vrea. Maria îți da foarte bună muzica, am ascultat-o, dar m-am plictis ideea, nu mai mă interesează playlist-ul ăsta, vreau altul. Putem să-i dăm delete sau să-l trimitem
la Andrei, că Andrei zice, măi, mie îmi place playlist-ul tău, este interesant. Și mă atenționează că unele melodii sunt deja acolo. Și dacă sunt deja acolo, nu le fac duplicate. Sigur care nu era, ia să vedem. Deci, Maria a dat lui Andrei playlist-ul ei. V-am zăpăcit de fapt, nu? Deci ideea e că puteți să vă jucați cu ele cu click dreapta, cântă următorul, da? Trimit unde vreau eu, redenumesc, pin to start, o să-mi pună, ia să vedem, da, cred că pe aici o să-mi apară playlist-ul ăsta. Ia uite-l. Și dacă dau click, hai să închidem. Când deschid calculatorul și vreau să ascult muzică, caut, ia să scriem aici, muzică am scris, da, enter. Clic pe asta, ce se întâmplă? O să înceapă direct să cânte playlist-ul Mariei. Super! Cum mergem înapoi, avem o săgetuță aici, portocalie acum, dar s-ar putea să aibă altă culoare. M-am întors la interfața programului, da? Maria și l-a pus în start, după aia s-a răzgândit, îi dăm unpin from start, nu-i mai place. Vrea să scape de el de tot. Clic dreapta, delete. Vreau. Și Maria a rămas fără playlist. O să-și facă unul nou, cum a zis, plus. Muzică nouă, Maria, în care își va selecta plus melodiile care le vrea ea, da? Plus Maria. Hai să vedem ce avem aici. Maria. Ia uite câte melodii are. Îi dăm play all ca să le ascult. Deci derulăm înainte și de aici înapoi. Da? Clar. Dacă îi dăm rename aici, cancel, îi schimbă numele, da? Putem ori aici să-i dăm rename, cancel, ori când suntem în el, rename sau pin to start ca să ne apară aici. Sau delete și îl ștergem de tot. Dragilor, cam asta este cu muzica. O să continuăm cu ce am zis, cu pozele. Ne jucăm cu pozele în continuare.